criza încă din anii 90. Este țara în care, nu, la sfârșitul anilor 40, Beveridge a creat the welfare state, spunând never again, niciodată oamenii nu vor mai fi umiliți, săraci, chinuiți. Cam la 40 de ani, poate 50 de ani după ce Beveridge a spus aceste lucruri, după ce s-a creat acest stat social, opinia publică din Marea Britanie, cea informată și cea mai puțin informată, a început să se întrebe care sunt totuși rezultatele bune și rele ale acestui stat. De ce s-a ajuns ca un om care n-a lucrat niciodată să locuiască într-o casă de 10 camere, finanțată de Consiliul Local, doar pentru că are foarte mulți copii, dar n-a pus niciodată mâna să muncească. Tot în acea lume, nu în Marea Britanie, în Statele Unite, s-a scris despre apariția unei subclase, the underclass, nu? Am spus-o, nu există oare nicio legătură între apariția acestei subclase, o știu sociologii mai bine decât mine, pun și eu întrebarea, pun cazul, că să zic așa, dacă nu există nicio legătură între această cultură a dependenței, care a fost generată până la urmă de excesele statului asistențial, și apariția acestei subclase. Știm și noi, dar iată, abia acum începem să ne punem problema de la Grigore Kugler, din Aventurile lui Aponache, că subvenția naște pretenția și pretenția intervenția. Și așa funcționează politica electorală. Că de fapt aici ne blocăm, nu? Televiziunea română a prezentat acum două seri la reportajele jurnalului cazul unei familii, să zicem familie, deci un cuplu din județul Brăila, care trăia absolut la marginea societății, care avea trei copii, nu lucrau nicăieri, și au născut un copil în luna decembrie și copilul a murit în luna ianuarie de mizerie, de lipsă de grijă din partea familiei, fără să apuce să fie înregistrat la primărie. Deci copilul acela, practic, în acte nici nu exista. Această familie primea ajutor social de la primărie. Ei erau finanțați. Banii erau băuți de tânărul tată. Tânărul tată era un om cu două mâini, două picioare și perfect la de muncă. Dar care nu muncea? Nu este singurul caz. Știm foarte bine. O astfel de știre putem să facem în mai multe feluri, dacă tot vorbim de știri și de televiziune. Putem să spunem o victimă a sărăciei și a mizeriei în România, putem să spunem un om care nu vrea să muncească și pe care sistemul l-a obligat să muncească. Că nu a fost niciodată destul de foame, încât să știe că este obligat să ducă și să muncească. Asta este deci sunt două prezentări. Știți foarte bine cine o să se repeadă asupra primei citiri a acestui caz, care este o victimă a mizeriei și a sărăciei, în România se moare de foame, nu-i așa, mor copiii neregistrați pentru că, nu, le dăm bani părinților să bea la cărți. Vorbea lui, s-a numit foarte bine de demnitate. Statul asistențial, the welfare state, la ceva mă refer, asta ce înțeleg eu prin statul asistențial, este statul care trebuia să le dea demnitatea oamenilor. În mod paradoxal, pentru foarte mulți oameni a distrus această demnitate, pentru că a distrus sentimentul responsabilității pe care fiecare trebuie să-l aibă pentru sine și pentru familia sa. L-a distrus și cu ajutorul politicienilor. Nu numai de la noi, pentru că această cultură a cumpărării electoratului există peste tot. Și așa s-au distrus toate ideile bune. S-au creat așteptări. Oamenii așteaptă. Am fost într-un frumos stat românesc, în această vară și, la un moment dat, am avut nevoie de o șapcă de soare. Și mi s-a dat șapca în semnele unui partid. Nu vreau cu partidul ăsta. Ce, păi cu ce partid? Nu e cam și de toate partidele. Ziceam, ziceam de la ăla, am o geacă de la elalții, am cizme de la nu mai știu cine. Deci avea de la toate, avea o listă făcută și era și o ierarhie. Ligianul mi-a plăcut, geaca era de 2 lei, să nu mai vină la mine că nu-i votez și pe așa mai departe. S-au creat aceste așteptări, s-a intrat într-un cerc vicios în care nu mai poți să intri în campania lui să fii serios. Nu mai poate niciunul din asta să intre în campania lui Lai să dea ceva. Că dă un lichian, că dă o șapcă, tot ce trebuie să dea, nu? Nu știu cum se va ieși din acest cerc vicios. Nu cred că suntem condamnați și nici nu trebuie să ne gândim la acest lucru. Dar poate ne gândim la cum facem să cucerim the hearts and minds.
Pentru că nu o să o facem nici cu un seminar deștept, nici cu discursuri politice. O să o facem dacă politicienii vor avea convingerea că ceea ce fac este necesar și nu este impus de sus, ori de domn prim-ministru, ori de domn prim-ministru, ori de șeful de partid, ori de șeful de post. Deci dacă vor avea convingerea că nu este așa, și că dacă vor fi acei politicieni foarte convinși de ceea ce spun, dacă vor putea să spună, așa cum Gordon Brown de fiind a putut să spună, sunt un politician de convingere, sunt un politician cu convingere. Cât pot să spună? Nu știu. Mi-aș dori să fie tot mai mulți. Dar nu este suficient nici acest lucru. Important este să se creeze și un sprijin din partea elitelor academice. Acest sprijin deocamdată nu există. Vorbeam cu un personaj foarte influent și important în materie de economie în România și care mi-a spus marea trădare în materie de discurs economic și de susținere a reformelor pe care guvernul le-a făcut, cu unele dificultăți, într-adevăr, dar le-a făcut, a venit din partea profesorilor de științe economice, care au făcut. Marea lor, majoritatea, au făcut. Câțiva sociologi mai vorbesc. Profesorii de științe economice nu adresează la ATA. Unde sunt oamenii pe care, atunci când să spunem, eu ca ziarist, ca organizator, ca producător, ca realizator de emisiuni, vreau să-i chem să facă legătura între lipsa de demnitate, lipsa de responsabilitate și crearea unei subclase, pot să vină și să-mi argumenteze cu convingere. Vă spun din proprie experiență că este foarte greu. N-aș vrea să spun că partida este pierdută, ci vreau să închei citindu-l pe Kolakowski, că am citit și o pute, mai da? Citindu-l pe Kolakowski, care spunea, deci pornind de la ideea că totuși, cei care susțin dreapta se află într-o minoritate și trebuie să organizeze o contraofensivă. Da? Deocamdată, victoria este a sângii. Nimeni nu face legătura între prețul mare al benzinei și îi spun dacă TVA-ul e prea mare, de ce e TVA-ul mare, pentru că trebuie să plătim pensiile și salariile bugetarilor. E, uite, asta e o legătură pe care nu mai avea nimeni să o facă, dar nu-i frumos. S-a instalat o anumită corectitudine politică care e de stângă. Nu numai la noi și în altă parte e la fel. Dar hai să revin la citatul meu din Kolakowski, cu care aș vrea să închei, și anume că nici o victorie nu e definitivă, deci nici victoria unei anumite ideologii a responsabilității și nici o înfrângere nu este irreversibilă. Da? Așa, aceasta este ce face viața să merite să fie trăită. Vă mulțumesc!